Salut! Bună seara! Vă pup la mare meserie! Salut, fetele mele! Bună seara! Meu. Cum sunteți voi și ce faceți voi? Oh, să mai stau un pic, am avut astăzi părul prins. O secundă. Cum sunteți voi și ce faceți voi? Cum sunteți? Cum o dați? Marin, pupici, Maria, Livia, vă pup mult. Da, până acum am trimis cozi, pentru că știți că mi-a intrat în depozit. Anca, mulțumesc, uite-o doamna Anca. Mulțumesc, v-am dat urmărire, doamna. Până acum am trimis, să știți, cozi. O să-mi pun o preche de cercei să nu fiu eu cel mai năcăjit copil de aici. Am. Dacă nu mai știu câte am probat azi. Marin, te salut. Bună seara. Da, e vorba de cozi. Mi-au intrat în depozit, adică în firmă. În depozit, în firma mea. Mona, Mihaela, bună seara, Mihaela Cristina, să vă dau urmărire, doamnă. Așa, mi-a intrat cozi, costă 100 de lei, pe a ta culoare, am 7 culori. Și, salut, Lavinia, te pup, și vreau să vi le arăt. Părul meu, deocamdată, vedeți că e așa. N-am cine știe ce păr, că până la urmă știi scurt. Deci cel mai lung e până aici, că l-am tuns. Dar n-am... Corneliu! Mersi, băiatule! Hei, Corneliu! Așa, continuăm. Și prin părul, da? Sus. Cum e normal. Când îl prindem... Așa, părul prins. Mulțumesc, Corneliu! Bye! Crina! Bună seara, doamna Crina! Mulțumesc pentru superbul chipiu cu banii. Bună seara, îmi zice Marius. Așa, Elena Ceresan, doamna Elena, bună seara. Asta e o clientă de-a mea, doamna Rodica, la fel. Bună seara, Ancuța. Mauri, bună seara. Bidian, bună seara, îmi zice Georgi. Așa, Georgi, continuăm. Îmi place foarte mult un soare a ta. Doamnă, da. Hai să vă arăt ceva. Deci, acest... mi-am prins părul, da? Am adus în depozit la mine. Am adus mai multe. Când cumper mai multe, prețul e mai mic. Și atunci eu sunt bine și voi. Continuăm. Eu mi-am luat de pe internet, recunosc, cu aproape 200, cu transport inclus 225 de lei, o coadă mai mică, nu atât de mare. Am adus, uitați, ea la rândul ei, da, e profesional, da, e profesional, 90, are în jur de un metru, nu ne bate în joc, ne ajutăm acum, ne înviorăm. Uitați-o, asta este culoarea părului meu, nu fiți invidioase. E foarte mare, să mă înțelegeți de ce spun mare. E mare, da? Acum o dezbrăcăm. Ea e mare, da? Ia. Mare. Așa. E culoarea părului meu. Cam așa e părul meu. Sau poate că dacă nu e așa, părul meu, atunci cred că e așa. Că ăsta e mai închis și ăsta e mai deschis. Cred că e așa, ăsta de aici. Sau așa. Ăsta la altul, cred că ăsta. Și fiți atenți cât de ușor se pune. Aici e o sârmă, da? Care ea se învârte cum vrei tu. Are 130 de grame. Respect. Nu e 100 de grame cu cât se vinde pe internet. 130, ca să știți. Așa.
se pune în păr. Iese aici, că unde se iasă, da? Ia. De aici, vezi culoarea mea de păr. N-ai ce să mai zici. Nu ne certăm pe asta. Da? Faci cum vrei tu, o dai în spate și după aia o învârți odată. Foarte simplu, în câteva secunde. Asta o ascunzi în spate. Atât. Și te duci unde vrei. Asta e, într-adevăr, noua tehnologie de păr. E foarte frumoasă și simplă. Dansezi, faci ce vrei, suci, nu e important. E un fresh părului tău. Te plictisești, da? Ăsta-i părul, da? Te-ai plictisit, da? Vorbești, rezi, nu știu că unele fumează, eu nu fumez, nu știu că, vezi că feminitatea mult o abordează altfel. Așa. Și o poți face invers. Adică de aici, da, continuăm să o facem, adică să prindem din partea asta. Știi, și aici pui un elastic. Prins părul. 100 de lei. Da, 100 de lei. Am adus în firma mea 700, dar pe negru, această culoare, dar nu prea lui culoarea mea. Nu-i culoarea mea. M-am supărat. Dacă nu-i culoarea mea, am probat eu una astăzi. Foarte ușor se scoate. Priviți de aici, da? Continui ca să o scoți pe asta la altă parte, da? Știi? Pentru că ea iese foarte lejer. Da? Uitați. Asta e frumoasă, dar nu-i culoarea mea. Aproape, dar nu-i culoarea mea. Da, 100 de lei. Are 150 de grame. Nu îi slabă. Stuf. Nu-i sărăcie. Așa. Eu știu ce e pe piață. Eu mi-am trimis omul să-mi cumpere ce trebuie. Uite. Asta e a mea. Mă scuzați, dar e o diferență între una și asta e mai deschisă. Am trei. Asta e așa. Asta e culoarea mea. Asta e adevărul. Da? Asta e culoarea mea. Trebuie respect. Da? Deci trebuie culoarea mea. Da? Repede se face, deci nu ai cum să greșești și n-ai cum, da, să nu o pui bine. Da, bine că trebuie să-ți iei culoarea ta de păr, știi? Și tu ieși din casă, te duci, îți faci treaba. Așa și un elastic trebuie. Stai să vedem unde găsesc eu aici un elastic de la mine. Hai că mi-au unul de ăsta, dar e cam dur. Nu, am avut unul, nu știu unde l-am pus. Pui așa un elastic, frumos. Atâta tot. Asta e culoarea mea de păr. Asta. Așa, nu, doamnă, n-am scurte. Din lung fac scurt. Ce-ți trebuie volum. Pe blond am, da, doamnă. Cum să nu? Am pe blond în condiții. Mulțumesc. Îmi zice un domn că a rămas frumoasă și la bătrânețe. Domnule, am 40 de ani. Acum mai bine. Vedeți cum mi-am prins părul. Ce simplu. Marin, pupici, vreau și eu, da, costă 100 de lei, domnule Gabriel, Daniela, doamna Gabriela, vă trimit cu plăcere, vă urmăresc cu drag, mulțumesc. Pe negru am, bineînțeles, am 7 culori, pe negru,
blond, roșcat, blond închis, blond cu șuvițe, șaten, ciocolată. Da, da. Da. Vă mai arăt odată cât de ușor se face. Fiți atenți cum se ia. Da? Deci stai frumos cu omul la o discuție, etc. Așa. Deci foarte ușor se pune și foarte ușor se ia. Da? Și foarte puternică, de să ne înțelegem. Stufos. L-am adus în firmă, știți de ce? Nu, a... Da, dar eu degeaba ți-l arăt pe, pe roșcat și gândește-te că părul meu e scurt. Ia! Părul meu, uite cât e. Da? Dar din momentul în care l-am prins, da? Hai să-l prins mai bine, mai sănătos. Dar l-am prins. Da? El e prins. Da, păi parcă ăsta la altrui. Ăsta-i. Nu? Da. Nu ăsta. Ăsta l-alt. Ei, când ai multe. Așa, din momentul în care l-ai prins, ți-ai băgat asta în spate. Foarte ușor, da? Și de aici întorci. Tic. Tic. Aici ai băgat aici, ca să nu mai ai probleme să revină. Așa. Și aici mai învârți o dată. De două ori. Și te-ai dus unde vrei. Îi pui un elastic. Unde mi-e elasticul? Și te duci. Să faci viața, treaba. Atâta de repede se face. Cine zice ceva? Și aici îl mai faci tu, îl mai lungești, îl mai stufoși. Uite. Marin, pupici, dai-o nela. Nu, nu, e 100 de lei. Le-am adus că am cumpărat mai multe și e ok. Te rog, arată cea roșcată. Se așează perfect. Da, da. E bine că poate că n-am ales eu bine, cred că mai bună era asta la altă. De să pun asta la altă. Da, tu după ce, din momentul în care tu l-ai făcut, da, tu l-ai pus și mergi. Tu nu mai ai treabă cu identitatea ta. Ha! Superbă! Atâta de frumos așează, dar nici n-ai ce să zici. Știi? N-ai ce mai zice. Cine zice altceva? Da! Pupici, Lucica! Da, păi am 7 culori. Pe negru, pe roșu, această culoare, cam așa e părul meu. E 90 de centimetri mare. A, pe blond? Stai puțin. Acum cer să aducă fiecare păr pe culoare. E dreptul tău să vezi. Scuzați. Nu, doamnă, nu păr natural, că un păr natural e de la 5-600 de euro în sus. Ticu, te rog frumos de la fiecare cutie să-mi aduci câte un păr. De pe fiecare cutie mi-aduci câte un păr. Da, și roșcat. Vezi, și ăsta are o tentă de roșcățel. A? Stai frumos. Ei, sunt niște piese impresionante. Impresionante. Da? Deci, din momentul în care, da, se învârte cât vrei tu. Da? Și de aici, da, e la rândul lui. Așa e. Adevărul că lumea asta avansează. Ăsta e adevărul.
O să vă arăt pe toate culorile. Bună seara, pupici! Foarte frumos, bună seara! Cât costă părul? 100 de lei. 200, 150 de grame. Da, dar îl pui repede, te duci, îți faci treaba. Înțelegi? Deci n-ai nicio treabă cu el. N-ai ce să-l reproșezi. Îl faci în câteva secunde, doamnă. În 30 de secunde părul l-ai pus. S-a dus. Ia așa. Da, deci vă arăt pe fiecare ca să vedeți că... Aici ai una. Da. Nu, cam am. Mi-am făcut treaba. Uite. Părul blond ăsta e așa. Bineînțeles, la fel. El e standard. Deci eu ce primiți de la mine e așa. Dar eu n-am timp de minciuni. Eu nu mă ocup cu asta. Ia să vedem. Pentru fete. A mea, eu zic că mi-am nimerit, nu? Părul. Cine zice ceva la părul meu? Vă rog frumos. N-ai ce să zici. Sunt șuvițe. Eu zic o șuviță. Ăsta e blond. Prietena mea virtuală îmi zice să-i arăt părul blond. Doamnă. Blond. Dar e foarte mare. Sunt la fel. 100 de lei. De la mine le luați din depozit. Da? Asta e așa. La fel. O dată. De două ori. Da? Ca să vadă coada. E mare. Da? 90 de centimetri. Asta e culoarea blond. Așa. Asta care o am în păr e pentru că e părul meu. Așa. Așa e părul meu. Acum am pus-o în 15 secunde. Așa, permiteți-mi să vă mai arăt încă una. Asta e negru. Să știți că mulți ani a fost neagră el. Negru îmbătrânește. Priviți pe negru. Nu, mă scuzați, da, e negru. Ea vine așa, în păr, da? Și așa. La fel. Pe negru. Am eu lumina prea puternică din partea aia. Cum au fetele păr de... Așa. Permiteți-mi să vă arăt șaten deschis. Adică ciocolată. Eu ați văzut ce repede l-am pus. Nu, n-are rost să vorbim. Te dansez. Aia, n-ai treabă cu el. E superb. N-ai ce zice. Așa, continuăm. Ăsta îi... Roșcățel, nici nu știu ce-ar zice. 7 culori am. Ca să știți ce să cereți. Ăsta e așa. Da? Luăm sigilul și ne uităm. Ăsta ar fi un șaten deschis. Cum e ăsta? Merge la mine în păr? Nu. Știți că majoritatea femeilor sunt culoarea asta? Asta e o culoare naturală. Așa. Ia să vedem ce mai avem aici. Mi-am găsit părul. Ăsta-i. Mă scuzați că spre multe. Nu e asta culoarea mea naturală. Care pentru părul meu. Nu, mi l-am găsit acum. Vă rog să mă scuzați. Să-mi pun părul meu. Permiteți-mi să-mi pun părul meu. Ăsta nu-i culoarea mea naturală. Nu. Îmi pare rău. Hai să-l iau. Priviți cât de repede îl puteți lua. Fiți atente. În momentul în care el vine aici, da? Tu-l cobori. Uitați realitatea. Nu e asta peruca mea. Asta îi.
Mă scuzați. Uitați-l. Ăsta-i. Ah, iubite, fralala. Ăsta-i. Ăsta. Ăsta l-am probat eu data trecută. Ăsta-i. Ăsta. Deci uite ce repede îl pui, da? Pe loc. Pui asta cu înăuntru, ca să nu vezi, vezi asta. Îl pui înăuntru, da? Da? În păr. Așa. Și dai domnul Ciufulică. Frumos. Deci, asta seamănă perfect, da? Cu părul meu. Și te dai în spectacol, râzi, glumești. Sau ăla la altera, nu mai știu că atâtea am. No, bun, ăsta, uite cum îl faci. Îl învârți așa. Așa. Și îi pui un elastic. Vezi? Nimeni nu știe ce ai tu aici. Și te duci. Nimeni. Imposibil. Mai am încă una, încă două de probat. Ah, ăsta e un alt fel de blond. M-am spus, sunt 7 nuanțe. Nu suntem nebuni. 100 de lei, 100 de lei. 100 de lei, 150 de grame. Piața v-a dat maxim 100 de grame. Eu am pus 150. Asta, priviți. Ăsta e alt fel de blond. Deci, blondul ăsta, bine, cu o răsfoaie, asta e normal, că e prinsă. Cu ăsta, uitați, e o diferență. Eu nu sunt așa de blondă, dar sunt foarte frumoase. Pentru cele ce sunt cu adevărat blonde, sau mai închis, sau mai deschis. Și asta mai l-am de probat. Cum să fie greu în cap 150 de grame? Nu e greu deloc. Îți stabilizează capul, stabilizator. Nu de 2 grame de păr. Nu ui. Dacă nu ui, nu ui, nimeni nu cere. Și asta mai ui. Nu este păr natural, fată! Lasă-le, că n-ai 600 de euro. Nu se poate. Bun. Vi le-am arătat pe toate. Acum nu mai știu care e culoarea mea de păr. Doamne Iisuse! Ați văzut ce ușor se ia, da? Foarte ușor. Și atâta de bine lucrate încât nu se pot nici, știi? Uite-ne. Vezi, în momentul în care tu ai pus așa, vezi, ăsta e așa, îl învârți, pe ce poziție vrei tu, știi? Și te duci. Îl vrei mai lung, mai scurt, e treaba ta, dar e frumos. Deci, despre ce vorbim? Fresh. Păi atâta de e o tehnologie înaltă de păr, doamnă, e profesional. Nu m-am dus să iau de la o firmă de necăjiți. M-am dus să iau de la o firmă profesională. Există niște nivele în viața asta. Și m-am dus ca să îmi onorez femeile mele. Atât. Și eu port așa ceva. Mie îmi plac. Eu le ador. Și uite, și nu mint. Eu le-am găsit, dar nu la nivelul ăsta. Erau mai necăjite. Că așa e internetul. Dar eu vă arăt, încă în urmă cu... Nu mai știu. În spate, în fine, nu mai am... Nu. De mult le-am citit eu. O trebuie să aștept containerul, în fine.
40 de zile să mi le aducă. 100 de lei, da? Corect, 100 de lei. Dacă vrei mai lung, mai așa, știi? Cum vrei. E ceva deosebit. Lux. Da, da, de la mine. Din firma mea. Aici sunt pe mai multe culori. Pe negru, da? Asta, da, sunt profesional. Ele. Sunt profesional, venite în condiții, în acte, în firmă. Foarte frumos. Nici n-are rost să vorbim. Auzi, fată, noi este necăjite, purtem părul vostru. Lasă, că și eu sunt mulțumită de ceea ce am. Dar dacă pot îmbuna, nu se supără nici tată toșu, nici măta, când îți fuți un selfie sănătos cu un păr. Ah, că oricum cu al tău creon îți rângești buza. Și când îți rângești buza, să știi că îți lipsește părul. Așa că, te rog, învață să nu fii năcăjită. Că degeaba zici că părul e de năcăjit, că îți rângești buza și iară n-ai dreptate. Lasă-mă. Da, șaten, șaten am, aproape ăsta. Eu nu cred în Halloween, doamnă. Îți sperii părinții de Halloween. Continuăm, pupici. Da, da, e normal, ăsta e pentru părul lung. Brother, vecinul meu. Vezi, asta e la fel, o iei de aici, vezi, o desprinzi. Și poți să o ții, o faci, da? Și mai lung, știi? Cum vrei tu, de aici îl tragi. Că ai de unde. Deci nu-i, nu, deci năcăjutul al doilea drac. Îi de unde. Îl învârța aici, da? Pui asta în partea asta la altă. Așa. Și îl faci mai lung. Pentru ce? De ce să nu-l faci mai lung, doamnă? Mai lung. Ah! Ah, că v-am speriat. Ah! Ce lung l-am făcut, oh! Îl ai lung, lung l-am, doamnă, lung, 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 lung. Roxy Popescu, te-ai prins. Da. Nu, Mihaela, acum adică se poate vopsi? Trebuie să vezi foarte bine ce culoare ai în cap și să ai o continuitate a feminității tale. Pentru că nu supără pe nimeni să te întâlnești cu iubitul, să zici, iubitule, a? Pantofii am luat, chiloți nu am, lasă-mă un pic să îngenunchez. Nu are treabă omul, e un fresh, băi, fată, un fresh vieții tale. De ce nu? Nu fiți invidioase. Ah! Nu fiți invidioase. Marian Borcea, te pup, băiatule! Lori, bună seara! Marian, am zis, îmi dați un răspuns. Bună seara! Bună seara, domnule! Marian Borcea, bună seara! Frumusețe de femeie, scrimă, te ador, îmi ești așa de dragă, Lori. Mulțumesc, doamnă, să vă dau urmărire. Lori, o doamnă, Loredana Stoica. Bună seara, sunteți frumoasă, ești perfecte. Bră, te măriți cu mine, da sau nu? Domnule Tudor, eu m-am căsătorit cu mine. Nu face vrajbă în casa mea. Nemuritorul, pupici, băiatule, bună seara. Atunci vă trimit comandă pentru inel argintiu. Da, doamna Marinescu, dar numai pe numărul meu de mobil. Pe WhatsApp. Da, o am pe mai multe culori, are 150 de grame și ea la rândul ei, da, o trimit oriunde în lume. Îi într-adevăr o superbă coadă, poți să o faci mare, mică, a? Să nu vă certați când e ceva prea mare, că putem scurta. Când nu-i, nu-i, atunci mor de tine, ești frumoasă, trimiți în Germania oriunde în lume, trimit. Aceste cozi sunt de avut în garderoba unei femei care se respectă. N-ai tot timpul timp, că nu-i timp și n-ai tot timpul timp să fii fresh. Dar ți-ai prins părul, cum face card așa elelea, murdarile alea, știi? Și bă, ce, așa, aici, a, aici, încă o dată,
Așa, și pui un elastic. Și te-ai dus să te întâlnești cu Georgel. Frumos. Așa, frumos, în condiții. Și gata, nu mai atâta supărare. Cine zice ceva? Ziceți voi. Oricum îl pui, ai nevoie de el. N-ai ce faci. Eu... Pe mine m-a ajutat foarte mult părul și eu sunt o femeie cu un păr foarte curat și foarte voluminos. Dar degeaba. Nu vreau să-l supăr pe creator. Ne trebuie. Ce face? Cu cât ești mai fresh cu niște cercei de amare, așa? Ah! Că te întâlnești cu... Bună seara, doamnă dragă, vreau și o crema de pete de albire. Da, doamna Nina, vă trimit cu plăcere. Crema de pete este o cremă pentru petele urâte, maronii, persistente și de soare. Vă trimit cu plăcere. Doamnă, sunt... Bună seara, doamnă, sunt Marina, doamna care a cumpărat paltonul. Da, o doamnă Marina a cumpărat un palton de aici, de la mine, pe turcoaz. Bravo, mă bucur. Și o altă doamnă a mai cumpărat tot pe turcoaz. Bravo, femei! O doamnă M și o doamnă L. Hai că mie îmi place vrăjeala. O doamnă, domnule Tudor. Ți-am dat bloc pentru asta. Eu nu am timp de vrăjeală. Ca să știi. Știu că ai până în 22 de ani, deci n-am pierdut nimica, că doar ne face pușcărie din cauza ta. Dar nu poți să vii la o femeie de 40 de ani cu vrăjeli, ca să știi. Pentru că te-ai exclus din start. Nu sunt curioasă și consider profund că n-am pierdut nimic. Mulțumesc frumos. O femeie care nu-i lipsește nimic, are tot ce și-ar dori o femeie. Da, corect, doamna Viorica Valcu. Cu o femeie inteligentă, tu ca bărbat poți să fii oricât de prost vrei tu. În cât timp ajunge? Nu știu, doamnă, la ce... referi. Cât e transportul în Germania? Pe 25 de euro ajunge în 4 zile. Ai 3 kg incluse. Ce vrei tu? Bună seara, ești superbă, ai și o inteligență maximă. Doamne, vă admir că aveți un umor fantastic. Carmen! Nu știu ce Carmen, îi mulțumesc. Hatea! Nu, Hetea, Carmen. Abia aștept să îmi pun. Doamna Popescu. Cred că doamna Popescu a cumpărat deja. Că e aici pe... Da, doamna Popescu e o doamnă care a cumpărat, cred că, două cozi. Rodica Maria. Nu știu, dar Popescu, nu știu, că am dat 40 de cozi, nu mai știu. 40 de cozi am dat până acum, nu mai știu. Așa, bună seara, pupici. Bună seara, te ador, ce frumos vorbești despre Biblie, spui adevărul, te pup cu drag, doamna de la Suceava, domnule Petrișor. Când știi adevărul și știi că adevărul tău poate salva pe celălalt, trebuie să faci plecăciuni, să spui adevărul. Așa, îmi trimiteți numărul dumneavoastră de telefon în privat, dar de ce să vă trimit numărul meu în privat când numărul meu este public? Iar de la TikTok. Bună seara, pupici, ești crimă mare, lungă, reșin. Da, doamnă, ne trebuie lungă. Ai putea vinde orice, chiar și greieri. Ai un caz, dar de la Dumnezeu. Nu de vând lucruri care mi le vând mie în primul rând și pe urmă vouă. Vă rog, șaten închis, vreau să văd. Da, doamna Cristina. Ăsta nu știu ce culoare îi. Nu știu cum îmi pare mie, mă scuzați. Abar n-am ce am în cap. Asta nu știu ce îi. Doamnă, poate te-am nimerit. Ia. Asta nu știu ce îi. Asta nu știu ce îi. Deci sunt grele, aproape un kil am. Un kil. Uitați ce coze am. Ăsta, la fel. Nu știu ce culoare îi. E un blond, da? Fiecare trebuie să știe culoarea de păr. Pentru că te duci și te întâlnești cu prostul.
și trebuie să fii în condiții. Nu, nu știu care cum îi, tu-ți localizezi. Anca, am văzut-o, e asta. Anca, am văzut-o, fă poză. E asta? Fă poză. E asta? Fă poză. E asta? Fă poză. E superbe. A, mai am una aici. Trebuie să vedem că 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu asta din cap 7. Da, mă scuzați, sunt 7. Este agresiv de mari. 90 de centimetri. Ca să știți. Așa, mă bucur, doamnă, că sunteți la fel. De 2 ani de zile vă știu, dar de un an de zile cumpăr de la dumneavoastră. Iuliana, mă înclin. Anca, arată-mi și mie inelul pe argintiu. Ăsta-i. Iar ăsta e auriu. Știți, 7 zile a lui Isus. Un model hristic. Așa, da, da, pe toate mărimile le-am. Eu por 19 cu lejeritate. Vedeți cum l-am scos? 19 cu lejeritate. Acesta este 20 aici. Ca să știți mărimile. Eu am 1,70 m și 62 de kilograme. Nu! Acest model nu te poate strânge. Nu-l pierzi. Dar așa ceva nu te poate strânge. Ca să știți. Și după 20 urmează 21. Atât. Bună seara! Mama! Da, bună seara! Bună seara! Pot să spun ceva? Te rog! Când am venit afară... Când ai venit afară? Repetă! Când am venit afară, bunica a ieșit pe drum și eu și am venit la tine și am putut să mă urc singur pe bicicletă. Bravo, mă! Bravo! 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 Ăsta e un lucru extraordinar! Da! Foarte bine, că și ai putut tu la bicicleta aia foarte mare. Da. Tu un bebe. Bravo, mă băiatule, bravo. Mama. Bravo. Hai, mai mă lași pe drum cu live-ul să-ți arăt cum pot să mă dau. Toni, ce s-a întâmplat aseară? M-ai trezit de 2 ori pentru că aveai febră. Și ai tușit ca un how-how. Like one dog. Cine-i dog-ul? Up. Ham, da. Ce ai făcut azi noapte? Pișul. Ai făcut pișul în pat. De ce ai făcut pișul în pat? N-am făcut pișul, nici un pișul. Nu pișul, apciu ai făcut. Nu pișul cu puțulic, apciu. N-am făcut niciun apciu. A! Mama, asta te arăt că mă pot... Știți care-i treaba? O secundă, Toni, că vorbesc. Știi care-i treaba? Afară e foarte fric. E un fric tăios. El merge și partea asta de aici, așa, îngheață și nasul. Azi noapte, temperatură. M-a trezit. Nu-i problemă, că e o plăcere. Că e mama lui. Dar, când, uite, are nasul rece. Da. Cum pardon, se zice? Pardon. Perfect. Dar spune-mi, de ce-ți nasul rece și mai vrei afară? Hai, Toni, ce zici de aceste cozi? Sunt frumoase pentru femei? Nu pune mâna pe ele, că nu sunt de băieți. Atâta de frumoase, eu de nu mă mor. Mor cât îți de frumos, așa-i? Uite, mama are un apăr. Superb, așa-i? Mulțumesc, Toni. Mama! Dar du-te la... Spune că a spus mama ca să te lase bunica în curte să te dai. Nu, da, dar eu nu pot să te arăt și ție. A, pe aseară mi-ai arătat și ai avut febră. Am exagerat când te-am lăsat atâta. Toni, e foarte frig afară. Da, dar hai să te arăt că mă pot urca. Te-ai urcat de 2 ori și m-am văzut. Bravo. Fai. Mama, da, tare să mai ți arăt odată. Ok, vine mama. Hai. Dar te duci la bunica ca să... Nici o șansă, copilul când vine are dreptate. Regula 1. Lăsăm afacerile, lăsăm toate praf, afaceri, lăsăm să pun cu argint coloidal, lăsăm uleiul de cannabis, că detoxul nu l-am. Le lăsăm. Da. Da, le lăsăm. Aici-s comenzile, acum mă ocup de ele și de ele. Mă scuzați.
Copilul când vine are dreptate. Da, Toni. A, uitați, fiți atenți, fiți atenți. Hai, pișorchilă. Hai să vedem, să vedem. Să vedem. Dar nu mergem pe drum, pentru că te răcești mai tare pe drum. Adică în sensul că ei având. Uitați-l. Băi, băiatule, bravo, măi. Aseară, fiind bicicleta nouă, l-am ajutat să se urce. Acolo e bunica. Bunica, pune lumină. Aia e bunica, uitați bunica. Bunica e sus. Uitați bunica. Ați văzut-o bunica? Aia e bunica. Care păzește bunicul ăsta. Ăsta e bunicul. Ăsta e bunicul. Da, Toni, bravo. Mama e foarte... Băi, băi, băi. Mama e foarte fericită. Bravo. Bravo. Afacerea mea este într-un birou. Birou, dar garaj. Garaj. Trebuia să fie garajul acestei mașini. Ca să vedeți că atunci când vrei să faci ceva, faci. Bunica. Bunica. Aia e bunica de sus. Să vă mai arăt. Ce avem aici? Ăsta e copilul. Mama, acu ești? Ceva. Da. Pădurea cu alune. Am o casă, trei picici. Vine cu mărba și spune, îmi da și mie bicicletă. Bravo! Acua, acua, chiar acum vreau să-ți fiu de hac. Da, încă o dată, again. Pădurea cu alune, să o casă și un pitic. Nu, în rea cu alune stă o casă și un fricos. Nu, nu. A, nu e. Cum e? Da. Durea cu alune stă un cal cu calculator. Vine pupăza și o fură. Pe cea care nu vrea să stea aici. Cua, 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 chiar acum vreau să fiu de hac. Mamă, dar eu vreau să spun. Da, spune tu. Vreau să mai spui tu. Da. Pădurea cu alune, am o casă, trei pitici. Vine cu măza și spune, îmi da și mie o mașină. Steluța, mulțumesc! Să vedem, să vedem dacă te știi urca. Ce? Să vedem dacă te știi urca. Mama, da, să te arăt ceva de... Asta o beră. Foarte fericit e ăsta, da. Uiți! Mulțumesc, Steluța! Cioc. Uitați-l! Ei, 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 ei! Cua, cua. Ha, l-am filmat! Ha, ha. Te-ai lovit? Nu. Nu-i nimica! Nu m-am lovit niciun caz! Da, dar ești, pe, Toni, ești prea aproape de trepte, deci nu poți să controlezi. Nu mai poți urca? Bravo! Ajută-mă. Atunci mergem în birou și... Atunci ajută-mă! Ok, up! Up! Hai! Coa, coa, coa! Chiar acum vreau să-ți fiu de hac! Toc, toc, toc! Priviți-l! Pădurea cu alune, am o casă, trepiti. Vine cu măza și spune... Tonic Richardson, cu laser! Președința îi Richardson. Mă duc să vin dacă vine după mine. Mă scuzați, dar acum am spus că am primit părul, da? Sunt aici la birou, lucrez, să vin dacă vine să mă ia asta cu forța. Să știți, eu mă fac că nu știu. Să vedeți dacă vine. Ați văzut cum a luat, ați văzut copilul cum a luat cu forța. Cu forța. Doamnelor, ne-au crescut copiii. Mă scuzați. Nu mai pot face. Ah! Vine! Încotă-mi acolo! Alune, la! Vine cu mama și spune... Nu vreau să-ți dau și eu aici! Îmi da și mie un păr în cur! Hai la mama! Toni! Încotă-mi acolo! Alune! Am acasă să trebuiți! Vine cu mama să... Dar trage-o dată, măi, Vasile! Trage-o dată, măi! Iară! Vreau să stau și eu aici! Cua, cua, cua. Da, Toni, nu-i oglindă acolo, băi, nu-i arăta dinții. Nu, stai. Toni, spune ce ai vrut. Toni, dacă faci așa, mergi la bunica. Mama, da, dar îmi dai oglindă. Da, oglinda mama nu are aici. Știu că eu nu că e Toni. Mama, stai să mă uit. Nu, mă, nu te uita, măi, acolo. Uite-te aici. Nu vede bine. I-a crescut un dinte, ia. Acolo.
Și mai are unul, acolo de crescut, ăla, ăla. Și pentru ăsta 4 zile a avut febră. Da, busucul. În pădurea cu palică. În pădurea cu alude, am o casă, trei pitici. Vine cum îți da și spuneam, dar și mie un pițarul gur. Zăi, purcilă. În pădurea cu alune, am o casă, trei pitici. Mă, nu mai minți, că n-o zis corect, că nu vrei. În pădurea Madaru, cu alune, Toni, am du-te la bunica. Trei pitici. Vine are... cum îți da și spune, îmi da și mie un piciorul cur. Uac, 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 chiar acum vreau să-mi dai piciorul în cur. Mama, stai să zicem cal. Cal. Mo. Motor. Cal. Cal. Motor. Moror. Cal. Cal fortor. Cal, cal bicicletă. Ce râzi, că e bicicletă. Motocicletă. Nu, cal cu motoreță. Cal, da, nu, nu. Cal. Cal. Mar. Marte. Ma, Toni, ce se află, ce, zi nume de planete. A țară ți le-am arătat. Câte, de cât, câte planete, de câte planete ți amintești? Sus pe cer. Pluto. Bravo. M. Planete. Mai băiați. Deci, câte planete sunt pe cer, futule planetele și mama lor, că mene cu scara la ele. E Pluto. M. Zii mai știrbule. M. Marte. Nu. S. Planete. Are asta are dreptate, toate sunt planete, corect. Saturn. J. Pipilouă. Jupiter. Saturn, purcel. Ne scuzați, ai purcel acolo. Mai, mai, auzi, spune, ce mai e sus? Pluto, curcelo. Dar de ce știi de Pluto ăla? Adică e desene animate. Ei, că n-ai învățat nimica. Asare, ți-am arătat planete și l-ai văzut pe Pluto cu două urechi. Da. Pluto cine? Un cățel. Zi, Toni, ce e sus? Purcilă? Căcatu. Căcatu. Curu. Curu. El știe că el glumește, dar el așteaptă că eu să râd. Șapcă. Șapcă. Mături. Mături pintă. Nu vorbi prostii. Nu-i voie. Te rog să-ți cer scuze. Hamburger. Hamburger sus. Da. Hamburger. Da, adevărul că planetele seamănă cu hamburger. 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 Am gogat. Bun, Toni, ce mai găsim Saturn. Sus? Saturn! Ah, bravo, Saturn, hai că-și revine băiatul. Saturn, după jocul, Saturn cine? M, M? M? R? Mer? Mercur! Mercur! Mai ce găsim acolo? Venus! Scuze! Venus! Venus. Băi, mai ce găsim acolo? Pluto! Vai futu-i Pluto, îl bat pe Pluto! I-am rupt urechile la Pluto! Da! Și burta! Burta! Tu știi... Mama! Mama! Toni, cine e cel mai important... om din lume. Marinela, mulțumim. Doamne, Toni. Ai, ce-a zis? O să o gândi să zică, Doamne, Doamne, Toni. Nu că-i deștept, e smecher. Ăsta e ăsta. Toni, cel mai bun prieten.
băiatule, tu ești cel mai bun prieten. Hai, Știrbule, hai, hai. Nu, nu, ajunge, ajunge, Știrbulică. Atât, atât. Cine e cel mai inteligent din lume? Toti. A, tot tu. Dar cel mai frumos din lume? Toni. Tu! No, bun, spune de ce ești cel mai deștept din lume. Trei motive. Unu, pentru că? Pentru că mă cac la WC. Ca toți, bravo! Unu, doi, de ce ești deștept? Și mă pici la WC. Bravo, bravo, băiatule, bravo! Hai, hai, lasă! Bun, dar de ce e... Nu mai, mă, copiule, îi face infar cu râsul ăsta. Și pentru că... Nu mai vorbi prostii. Pentru că... Că te vezi în oglindă, dar te vede cineva. Da, dar pentru că sunt gras. Zice că a zis asta pentru că e un gras. Și am pantofi. Da. Nu, bun, Toni. Bun, merge la somn? Nu, și... Zice, și ce mai ai pe cer acolo, pe planete? Jupiter. Mer. Acolo, da. Acolo, și gheța ta. Da, ne scuzați, noi suntem fericiți. Da, auzi, spune-mi un pic. Măi, nu te vorbi cu Știrbulița. Știrbulică, vampirucule. Auzi, știi ce-a făcut mama? Da. Am să vă trăiască. Da, doamnă, e fericit și n-ai ce face. Mă întreabă cineva de ce râzi atât de mult. Zice unul că râzi ca un prost. Spune că are dreptate. Mulțumim. Da, da, da. Ai arătat limba acum. Gata, bagă acolo că ți-o tai, vine cu forfeca poc. Are timp să știi, are 5 ani. E curios de tot. Toni, spune-le că astăzi a venit cadoul pentru iubita lui, are iubită. Și mâine merge... Hei! El se vede aici, în telefon, de-aia face așa. Te sperii de tine. Cum se zice în engleză la asta de aici? Da, nu așa. Alea, da, uite, de la asta, Alina. Foarte răsfățat. Băi, ai mușcat-o. Nu-i voie, nu-i voie. Vezi că mă lovești, Toni. Nu face prostii de seara. Știi că nu-i nevoie. Mâine mergem la fotbal? Nu, mâine mergem la sport. La sport. Uite cât e de fericit. Hai, hai, dansează. Mă legă cu cârtați. Și cu castraveți murați. Așa, cu gura de pălică. Nu, dinții, nu-i cu dulciurile. În pădurea... Doamne, mănânci dulciuri? Nu. În pădurea cu alune am o casă, trei pitici. Am o casă? Vine cu mătări. Are o casă, trei pitici? Să că îți explică mama adevărul. Ce se spune mama? Vine cu mătări. Nu mai vine nimeni, că n-are casa. Vine cu mătări și spune, dar și mie piciorul curând. În pădurea cu alune am o casă, trei pitici. Are o vine casă, cu măza și spune, îmi dai și mie bicicletă. La și cât piciorul. Sunteți dumneavoastră de serioasă și autoare, mă gândeam că aveți un copil educat. Da, sigur, și dați un infart la inimă. Un infart, fă-ți, și mori, ca să știi. Că nimănui nu-i va fi dor. Da, da. Dar tu n-ai dit. Doamne, copilul merge la somn. Eu ce-l fac? Eu îl educ la înainte de somn? Tu n-ai dinți. Lasă-l în pace.
E fericit și împlinit. Nu în depresie. Tu n-ai dinți. Ce are? Tu n-ai dinți. Eu am stat ore întregi să pun marfă. El am și nu am fost aproape de copilul meu. Tu n-ai a venit, dinți. Am lăsat tot. Toni, ți-aduce aminte... Toni, ascultă, mama vorbește. Îți aduce aminte când tu te-ai dus cu bunica și ai cumpărat un laptop? Și ce ai făcut? Nu mai, n-ai mai vorbit cu mine pentru că ai făcut ce ți-am făcut eu ție. Da, comandă. Da. A, mama, eu nu vorbesc cu tine, am comandă. Ieri când venea la mine în birou, da, eu nu vorbeam cu el pentru că aveam comandă. Și și-a cumpărat un laptop și mi-a arătat că o săptămână, cât el de needucat, mi-a făcut înapoi. Da, scuze, mama, și le scuze. În pădurea cu alumea, mă. Fă ce vrei. Are o casă, o pitică și un pisic. La 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 la. Fii fericit, mama, fii fericit, pișcolita. A, să te pup. Nu, nu, te pup. Încă o dată. A, pe nas. A, încă o dată. Asta nu mă pup, mai pupă. Ia. Mama, mai pupă asta. La revedere. Mai vreau. Da, e foarte fericit și foarte răsfățat. Vreau să mă pup, nu. Ok, nu, nu te pup deloc. Știi de ce nu te pup? Pentru că nu-ți place. Mama, dacă mama... Am văzut că lovesc capul fără să vrei. Ascultă, Toni. Vrei ca mama să-ți găsească un tată? Nu. No. Un frate. Un frate vrei? Ah. Unde te uiți? Ascultă, vrei să-ți facă mama frate? În pădurea cu... În pădure? În pădure. Cu lupul? În pădure. Cu vulpea? În pădure. Șireată? Oriciu? Nu, în pădurea cu alune am o casă, trei pitici. Te rog frumos să-l saluți pe Denis. Am dat și mie Denis. Zi, bună seara, Denis. Te zice, îmi place mult de Toni. Pe mine mă cheamă Denis. Te rog frumos, spune la Toni să mă salute pe numele Denis. Salut, Denis. Zice, ce faci, Denis? Ce faci, Denis? Cum ești și cum o duci? Cum spune ești? Că tu ești fericit cu mama. Eu sunt fericit și purpular. Purpular. Nu știu ce zice, dar are dreptate. Măi, deci spune-i, Denis, te pup și când, dacă o ai pe mama, să o iubești. Chiar să vede aici. Elena, mulțumim. Raul, să-l saruți pe Raul care împlinește 7 ani. Spune-i Happy birthday to you. Happy birthday. Elena, pupici. Mama, Ana. Dovleac. Ibă, Dovleac, ăla-i Halloween. Fucking Halloween, man. Zi la mulți ani tuturor copiilor. Ia le Halloween. Deschide gura că-l mănânci. Închide gura. Gata. Bună, Toni, te salută o bunică. Spune ce bunică ai tu. Bunica ta, Toni. Lasă-mă în pace, bunică. Deci să tu cu bunicii. Auzi, ascultă, Toni. Lasă-mă în pace și tu, că eu nu vorbesc cu tine, că tu ești rea. Și ești nebună. La cine zici așa? La fermie. Și atâta... Toni, ascultă-mă... Atâta de urâtă îi. Ascultă, nu, eu au văzut dovlecii, dar nu, nu, dovlecii sunt pentru Halloween. Nu, nu e femeie. Toni, o întrebare. O întrebare. Pot vorbi? Hey, da. Mulțumesc. De la între 9, 10 și 11. Ce și notă? Și 12 cu dovleaci. Da, ascultă. Ce notă îi dai la mama ta? Nota 10, 9 sau 11? 11. Mulțumesc. Bravo, gata, asta e pupici. Bun, de ce ai dat la mama nota 11? Iară se șterge. Nu, nota 2. Nota 9? Nu, nota 2. 2! Just tu! 2! Da. Dar de ce mi-ai dat 2? Ia. 2? Ok, cine cum ai cumpărat cadouri? Nimeni.
Și atunci cât creștem la notă? Nici o notă, nu mai vreau. Atunci mă duc să caut alt copil să-i cumpăr lui. Ce? Nu-i voie? Ce-mi pulă. Toni, ascultă-mă. Ascultă-mă. Deci ai repetat asta de două ori. Nu-mi place asta. De ce? Da, te duci dincolo acum. Își cer scuze de aici și te duci dincolo. Nu mă duc nici dincolo. Nu, nicio problemă. Vezi că pentru asta închid life-ul. Îți cer scuze sau te duci dincolo? Nici dincolo. Ok, mulțumim, ne scuzați. Scuze. Am cerut. Mama, te rog, nu mă bate. Mai, cum nu-i frumos să vorbești prostii? Da. O dată de două ori, ești prea fericit. Nu se poate așa ceva. Râdem, glumim. Ce râdem? Da, dar te văd mulți oameni și nu este corect. Pentru că ei nu știu că e o glumă, dar nu se poate. Ce râzi și ce glumim? De ce zici asta? Păi n-am văzut ce prostie ai zis. Asta nu e prostie, nicio prostie. De cum nu nicio prostie? Nu ai voie să zici așa. Nu-i nimic, iese și mama live și multe lucruri se vor interzice. A, n-am ieșit, acum ies, scuzați. Nu se poate.